Vorbim de sfârșitul carierei politice a lui Victor Ponta? Nu știm, aici e un om tânăr, totuși. E Mi vorba și amintesc de acum decizia lui câteva personală zile, aici. câteva săptămâni, dânsul spunea că o să candideze la președinție. Asta spunea înainte de rezultatul Exact, alegerilor. înainte de După rezultat, da. alegeri, părea că se uită așa cumva în urmă la cariera politică, dar nu avem cum. E o chestiune strict personală. Până la urmă poți să intri în alte construcții politice. Depinde cum își gestionează acest eșec. Un al doilea eșec major după pierderea candidaturii la președinție. Da? Pe de altă parte, e vorba aici și de viabilitatea acestui proiect politic al Pro-România. Cumva, ca să fim onești, el a fost pornit pentru a crea o alternativă de stânga, dar mult mai mică, la PSD, știut fiind atunci de absolut toată lumea, inclusiv de către electori, acei care ar fi votat Pro-România pentru Victor Ponta, că nu aveai cum să crești Pro-România până la nici jumătate din dimensiunea PSD-ului. Și atunci, într-un fel, era un vehicul care trebuia să se descurce bine politic și în final să oblige PSD-ul să-l ia înapoi pe Victor Ponta într-o poziție foarte bună și eventual cu echipa cu care plecase în Pro-România. Ăsta e practic proiectul Pro-România de la un punct încolo. Da? Și cum treaba asta e clar că nu s-a întâmplat, proiectul Pro-România a fost dus până la punctul în care a avut acest test al confruntării cu electoratul, test pe care în final l-a pierdut. De fapt, să nu uităm că inclusiv după alegerile locale au fost mai multe persoane cunoscute, inclusiv dintre foștii colaboratori ai lui Victor Ponta, care s-au retras din partid, nefiind un scandal sau ceva, pur și simplu s-au gândit că nu și pare se să existe. Astăzi la PSD. Asta e altceva. Dar s-au gândit că proiectul nu mai este viabil din momentul acela. Victor Ponta a rămas în acest proiect până la confruntarea finală cu electoratul și e clar că în momentul în care nu mai reușește să intre în Parlament, s-a terminat această construcție politică. Repet, ce altceva urmează să facă pe viitor, deja din foarte multe puncte de vedere e o chestiune de decizie personală, de oportunități și așa mai departe. Într-un fel, pentru PMP și pentru Pro-România a fost și un ghinion legat de manifestarea aceasta reușită electorală a noului partid AUR. Pentru că au fost segmente de electorat antisistem care, dacă nu exista o asemenea opțiune, s-ar fi putut duce ori spre România, ori spre PMP, ori spre USR. Și în final, aceste segmente mici, desigur, dar adunate, vedem că au creat un impact destul de serios, s-au regăsit în această nouă și încă nu foarte bine cunoscută.